În primul rând vă spun bine ați venit. O să începem manifestarea dedicată zilei Chirnogiului printr-un tedeum oferit de preoții noștri. După care urmează... Sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Martie. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca cu milostivire să privească în Sfântul cel mai presus de ceruri și înțelegătorul său jertfelnic această mulțumire și rugăciune a nevrednicilor robilor săi și cu bunătate să ne miluiască Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Localitatea este una dintre cele mai vechi localități din întreaga lungă a Dunării, locuită încă din perioada neolitică, așa cum o atestă numeroasele descoperiri arheologice de pe teritoriul comunei noastre. Am hotărât să sărbăm acum la jumătatea lunii august, întrucât atestarea documentară a localității Chirnogi se pare că a fost în funcție de calendarul gregorian și sau iulian la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Este o perioadă ce este propice acestor sărbători. O vreme frumoasă ce vine după o vară foarte capricioasă. Este o perioadă în care s-a încheiat secerișul, localitatea noastră fiind o localitate profund agrară, însă și pe stema localității, apărând spicele de grâu. Considerăm că este bine meritat ca dumneavoastră, locuitorii acestei așezări, din lunga Dunării, să vă bucurați de această sărbătoare, ce a început încă de ieri, într-o zi istorică mare, ziua în care sărbăm 300 de ani la martiriul Sfinților Prâncoveni. Am reușit ca în 2 ani de mandat să realizăm ceea ce omenește a fost posibil prin eforturi proprii. O comună curată, bine îngrijită, cu spații verzi, cu flori, cu troițe. Am oferit prin pompe stradalei apa celor ce nu au apă până când se va materializa proiectul ce va racorda majoritatea gospodăriilor Chirnogiului la apă. Am început timid lucrările de asfaltare și canalizare, dar ținând cont de procedura destul de greoaie de derularea acestor proiecte și de criza financiară din țară, nu am reușit ca toate năzuințele noastre de urbanizare, adică apă, gaze, canal, asfalt, să fie puse în practică. De aceea sunt purtătorul unui mesaj către mai mare acestui județ, și anume: domnilor, știu că de 2 ani sunteți alături de mine și de această comună, dar haideți să facem eforturi și mai mari împreună și la întâlnirea de anul viitor să venim cu realizarea marilor proiecte ce trebuie să aducă localitatea aceasta, Chirnogi, în secolul 21. Să păstrăm tinerii la țară, să creăm confortul urban aici la țară. Această localitate trebuie să prospere. Avem valori morale și intelectuale de excepție. Numai anul acesta au intrat un număr record de tineri chirnogeni la facultăți de prestigiu, ce merg de la Facultatea de Medicină până la Facultatea de Teologie. Foarte mulți tineri din Chirnogi au urcat pe podium la concursuri și olimpiade naționale. Chiar acum o săptămână, o tânără din Chirnogi a câștigat locul 2 la concursul național de pictură de icoane de la Sibiu. Motivele de mândrie sunt multe. Nu voi intra în amănunt, dar trebuie să remarcăm că această localitate este o pepinieră de valori. Trebuie să fie încurajate și sprijinite să se realizeze profesional, dar care să nu uite de unde au plecat, să dorească să sprijine sau să se întoarcă în mijlocul comunității de unde provin.
Vă mulțumim în mod deosebit pentru prezența dumneavoastră, a tuturor, și vă dorim o sărbătoare cât mai plăcută. La mulți ani, Chirnoci! Acum, dacă îmi permiteți, aș dori să vă prezint, să urce alături de mine, oficialitățile care au avut plăcerea să vină să fie alături de noi la această manifestare. Încep cu domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Ștefan Ion. Bine ați venit, domnul vicepreședinte. Bine v-am găsit. Urmează domnul senator. Senatorul nostru al tuturor, senatorul Iulian Dumitrescu. Bine ați venit. Bine ați venit. Domnul președinte al PSD Călăraș, domnul Dan Cristodor. Bine ați venit, domnul președinte. Domnul președinte al Casei de Asigurări Călăraș, domnul Marian Dinunescu. Bine ați venit. Vă mulțumim că sunteți alături de noi de fiecare dată. De asemenea, din partea delegației Bulgariei, trei persoane, bine ați venit. Acum aș dori să-mi permiteți alături de aceste oficialități deosebite care sunt alături de noi, vreau să înmânăm câteva diplome. Primele sunt pentru cei care anul acesta fac 50 de ani de căsătorie. Astăzi, la zi aniversară, Comuna Chirnoci ține să-și cinstească familiile ce au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie și împreună conviețuire. Familii ce sunt un exemplu pentru tinerii de astăzi, ne bucurăm pentru dumnealor și dorim să ne spună secretul acestei longevități a cuplului lor, al armoniei și menținerii unei familii unite timp de o jumătate de veac. Am dorit să-i felicităm public în numele Consiliului Local Chirnoci, a Primăriei Chirnoci, în fața invitațiilor noștri de onoare și în prezența întregii comunități, pentru modelul pozitiv pe care l-a pus în fața generației de tineri și pentru modelul unei căsnicii așa de durabile pe care vă dorim cât mai îndelugantă și plină de bucurii. La mulți ani și fericiți ani tuturor acestor familii ce au căsătorii centenare. Am să încep să iei număr acum. Să vină mai aproape cei care știu că au de primit aceste diplome. Încep cu majorul Ion și Niculina. Albu Ion și Valeria. Cărăușu Gheorghe și Ioana. Poenaru Constantin și Constantina. Vă rog, veniți pe scenă. Poftiți pe scenă cei care s-au auzit. Paceagiu Aur și Rada. Melcescu Gheorghe și Floarea. Capdemai Marin și Floarea. Dovleac Vlad și Eugenia. Răducu Gheorghe și Ioana. Moga Nicolae și Ioana. Vișinoaie Ion și Ilinca. Nancu Alexandru și Maria. Popa Vasile și Aneta. Nedu Ion și Vasilica. Mărgării Ștefan și Maria. Moga Marin și Maria. Naca Nicolae și Aurica. State Ion și Ioana. Și Capdemai Tudor și Gherghina. Aplauze pentru toți.
Asta e adevărată tortură. Băi, n-am știut că mă luam de aia de n-am știut. Da. Fotograf. Aceste premii vor fi înmânate de domnul senator și de domnul Dan Cristodor, președintele PSD. Deci, Nedu Ion și Vasilica. Felicitări și la mai mulți ani. Maiorul Ion și Niculina. Nu știu? O să le trimitem premii de acasă. Albu Ion și Valeria. La Ioane în sănătoșire gravnică pentru tanti Vali. Cărăușu Gheorghe și Ioana. N-au venit. O să le trimitem acasă. Povenaru Constantin și Constantina. Tati Constanța. Te rog frumos, spune-ne și nouă secretul acestei longevități. Secretul care divorțez și seară, că uite, nu vrea să urmă. Vrea costică. Păi? Nu vrea bărbat să urmă. Să fii sănătoși. Cine? Pacea Giu, Aur și Rata. Nu sunt. O să le trimitem acasă. Mergesc cu Gheorghe și Floarea. La mulți ani, multă sănătate și la mai mulți ani. Voicile Nicolae și Floarea. A, cap de mai Marin și Floarea. La mulți ani să fii sănătoși și la mai mulți ani ne întâlnim la 100, ar fi bine. Dovleac Vlad și Eugenia. La mulți ani, Vlad. Răducu Gheorghe și Elena. Nicolae. Voicile Nicolae. Și Floarea. Hai, Nicolae. Hai, la mulți ani. Să fii sănătoși. Ene Gheorghe și Ioana. N-a venit? Moga Nicolae și Ioana. Nome. Vișinoaie Ion și Ilinga. La mulți ani să fii sănătos. Istode Ilie și Elena. La mulți ani să fii sănătos. A, Ene Gheorghe și Ioana. La mulți ani, Agică, să fii sănătoși. Nancu, Alexandru și Maria. La mulți ani, să fii sănătoși. Popa, Vasile și Aneta. Mărgării, Ștefan și Maria. La mulți ani. Sănătate și mai bucuri. Moga Marin. Moga Marin. Naca, Nicolae și Aurica.
De ce? Nu mai e. Nu mai e. Nu mai e. La mulți ani să fii sănătos. State Ion și Ioana. Cap de Mai, Tudor și Gherghină. Încă o dată aplauze pentru aceste cupluri. La mulți ani. Acum mai avem o serie de diplome pentru buna gospodărie și înfrumusețarea localității. Să știți că au fost foarte multe propuneri pentru acordarea acestor diplome, dar ne-am gândit că într-o comună de foarte mulți gospodari este greu să-i nominalizez pe toți și așa am hotărât să numărăm câteva diplome celor care au ieșit în evidență în a amenaja nu numai gospodăria proprie, cum sunt unele gospodării din Chinoci, și mai ales în a amenaja spațiul din afară, din fața gospodăriei lor, domeniul public, cu flori cultivate și îngrijite pe tot parcursul anului, lucru ce a făcut să fie schimbată fața întregii comune. Chinoiul arătând ca o grădină înflorită datorită efortului acestor iubitori de frumos. Și cei ce vor fi numiți și se vor acorda aceste diplome mai au de lucrat în a face la anul și mai frumos. Și sigur, mai sunt mulți ce ar fi meritat poate aceste diplome, având flori și spații inverzite în fața gospodăriei lor, dar care încă mai au de lucrat puțin la estetic și la imagine. Ne cerem scuze dacă din nebăgare de seamă și mai ales din graba organizării acestui eveniment amplu, cum sunt zilele Chinoiului, nu am reușit să acordăm diploma unor cetățeni, ce meritau pe deplin, dar promit că vom fi mai atenți pe viitor. Sperăm că acești cetățeni, cu care noi ne mândrim și îi remarcăm aici în fața oficialităților județului și în fața consătenilor lor, să fie un model și mai ales un involt pentru alții, în a face nu numai gospodăria proprie, ci și domeniul public al comunei Chirnoci, o adevărată grădină înflorită de care să ne bucurăm cu toții. Cetățenii trebuie să înțeleagă că administrația locală nu poate și nu trebuie să se ocupe de bucata de spațiu public din fața fiecarei gospodării, acest lucru fiind atributul fiecărui cetățean ce trebuie să se fălească cu calitatea sa de bun gospodar, mai cu seamă în afara gospodăriei sale. Felicitări acestor gospodari de nădejde ai Chirnojului și am să vin enumăr imediat. Filicel! Fică mai acolo, Filicel! Am înțeles. Deci până completăm lista, aș vrea să dau cuvântul, două cuvinte delegației din Turtracan. Da, vorbim de susținere. Bună ziua la toată lumea. Уважаемый господин кмет, уважаемый господин заместник кмет, уважаемые гости, стимати domnul primar, стимати domnul vicepremier și onorație muzafir, scăpi жители на Кирноч, скъпи локуитори din Кирноч, за нас е удоволствие да сме заедно днес на вашия празник. Pentru noi e mare bucurie să fim astăzi alături de voi la sărbătoarea Comuniei Кирноч. Имам честа да поднеса специалните поздравления на кмета на община Тутракан, доктор Димитър Стефанов. Din partea primarului nostru, domnul Dumitru Ștefanov, vă felicităm. Със пожелание за здраве, сили, много ентусиазъм, за да постигнете заедно всички ваши цели и мечти за едно по-добро бъдеще. Vă dorim multă sănătate, bucurie și împreună cu toți să realizați tot ce vă propuneți și toate cele bune.
Нека нашето приятелство между Кирноч и Тутракан да продължава и за напред и заедно да вървим напред в бъдещето. Честит празник! Prietenia noastră cu Tutrakan și Kirnoch se continuă și înainte. Înfrățirea să fie mulți, mulți, mulți ani înainte și întotdeauna să veniți și voi la Tutrakan și noi la sărbătorile voastre. Честит празник и на всички семейства, които днес празнуват и са пример за нас. Благодарим ви. Ще ви следваме, въпреки че не ни издадохте тайната. Бъдете живи и здрави и още веднъж честит празник. La mulți ani și pentru familiile care astăzi s-a primit diplome de 50 de ani de căsătorie și n-am aflat secretul de cum se ajunge până la 50 de ani. Dar le dorim sănătate și multă bucurie. La mulți ani încă o dată din delegația noastră. Vă mulțumim din suflet. Nu am vrut să intru în mai multe amănunte David, relațiile noastre cu Bulgaria. Deja aceste relații sunt foarte avansate. Noi colaborăm, avem întâlniri și pe partea noastră și pe partea bulgară. Au ajuns relații de să fie mai puțin diplomatice și mai mult frătește, zic așa. Mulțumim din suflet și ori de fiecare dată vom fi și noi acolo și delegația din oficialitățile din Tutrakan alături de noi. Mulțumim din suflet! Am să rog pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Ștefan Ion, gospodarul județului, să mă ajute să mănânc aceste diplome. Este o ordine aleatorie, nu neapărat cel mai primul este și cel mai gospodar. Toți cei pe listă sunt cei mai gospodari. Andrei Ion, Pop Lucia, Tănase Mihai, Mirica Nicolae, Lupea Vasile, Roman Marin, Săcuiu Mihai, Apintilioae Mihai, Sava Petre, Filip Ion, Chirică Marian, Ursu Ion, Nachiu Ionel, Drăghici Nelu, Manole Angel, Popa Alexandru, Popa Constantin, Vodă Constantin, Dragomir Dumitru, Flavonea Nicolae, Marin Lică, Berbeca Aurel, Vol Nicolae, Volboacă Ion, Flora Marioara, Crângașu Elena. Domnul Andrei Ion, poftiți! Felicitări și la... și cât mai multe flori în fața curții. Pop Lucia! Felicitări, doamnă, să rămân! Tănase Mihai! Mirica Nicolae. Averea cum doi muri. Lupea Vasile. O să mor de fum de grătar. Nea Vasile, mai vei? Au. Felicită, Nea Vasile. Săcuiu Mihai. Felicită, domnule. Apintilioae Mihai. Sava Petre. Filip Ion. Felicitări, Ion.
Chirică Marian. A, este. Felicitări. Nu. Cum sunteți dumneavoastră, Ștefan Ion? Cu Ștefan Ion, așa e Chirică Marian. Ursul Ion. Felicitări, felicitări, bravo. Nachiu Ionel. Dacă era într-o ordine fruntașă, el ar fi trebuit cu siguranță să fie în fruntea acestei liste. Felicitări, Ionel. Drăghiș Nelu. Felicitări, Nelule. Manole Angel. Bravo, Angel, felicitări. Popa Alexandru. Popa Constantin. Vodă Constantin. Felicitări, Necoste. Dragomir Dumitru. Clapunea Nicolae. Lichica Dragomir, de la Ligă, fostă Ligă. Marin Lică. Bravo, Lică, felicitări. Mergi? Un model pentru comunitatea lui. Berbec Aurel. Vol Nicolae. Bravo, Nicușoare, felicitări. Polboacă Ion. Florea Marioara. Felicitări. Flori multe și frumoase. Crângașul Elena. Bulandra Marian. Dragomir Dumitru. Hai, Nemitru. Felicitări, Nemitru. Bună întrebare, Ian, este? Crângașul Ion. Lăsați că le trimitem acasă dacă nu sunt prezenți aici. Hai, Victorisa. Felicitări. Acestea fiind spuse și făcute, vă invit în continuare să rămâneți alături de noi la această petrecere a comunei. Mulțumim încă o dată oficialităților care sunt alături de noi și vor rămâne în continuare alături de noi. Și la bine, dar și la greu, să vă simțim alături de noi. Mulțumim încă o dată și să înceapă petrecerea.